Declararea de către Agenția Națională de Integritate a viceprimarului de Roman Lucian Micu că a aflat în stare de incompatibilitate pentru perioada în care a îndeplinit simultan și funcția de viceprimar și pe aceea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului de Urgență Roman comportă, în opinia primarului Romanului, o discuție legată de incoerența legislației românești în domeniu. În opinia primarului Laurențiu Leoreanu, reprezentarea Consiliului Local într-un Consiliu de Administrație este o chestiune de interes public și nu personal, chiar dacă aceasta este plătită. Nu poți să ai o echipă care să precizeze cu exactitate ceea ce se întâmplă și acest lucru este confirmat de ceea ce se întâmplă în justiție. Și probabil ați văzut spețe similare judecate cu hotărâri diferite, de asemenea spețe de cele mai fine sau tangente situații la incompatibilitate date ca compatibile, drept pentru care lucrurile se analizează. Eu cred că legislația noastră este cea care în momentul de față este destul de incoerent. Mie nu mi se pare corect ca un consilier local care este directorul unui liceu, de exemplu, în momentul când votăm în Consiliul Local bugetul municipalității, să nu participe la vot pentru că subsecvent bugetului consolidat se află și parte a bugetului unității școlare pe care o conduce. Viceprimarul Lucian Micu este pentru perioada exercitării mandatului atât consilier local cât și edil șef adjunct. Nu este vorba de un interes personal. Ar fi vorba dacă ar avea o societate proprie prin care ar trebui să voteze și anumite sume ar putea ajunge la acea societate, înlesnindu-și astfel o facilitate. Într-adevăr, aș vedea-o ca pe o problemă care să țină de o incompatibilitate. Dar atâta timp cât vorbim de un interes public, până la urmă vorbim și despre situația viceprimarului de la Roman, nu? Viceprimarul de la Roman, ca orice alt viceprimar din România, pe perioada exercitării mandatului de viceprimar, rămâne consilier local. Un viceprimar nu poate fi viceprimar dacă nu e în primul rând consilier local. Prin urmare, el își exercită și atributul de consilier local, având în primul rând obligația să voteze, așa cum se și întâmplă. Consiliile locale sunt obligate prin lege să-și desemneze reprezentanții în consiliile de administrație și în adunările generale ale acționarilor. Printr-o hotărâre de consiliu, consiliul local este obligat prin lege să-și desemneze reprezentantul în Consiliul de Administrație a Spitalului. Consiliul local hotărăște ca unul din consilierii săi să-l reprezinte acolo. Că acela este viceprimarul, fiind și consilier local, e o chestiune de reprezentare a unei instituții publice aflate în subordinea ordonatorului principal de credite și în urma unor decizii care se iau la nivel de comitet director, Consiliul de Administrație, Consiliul Local. Indemnizațiile de ședință în aceste organisme colective de conducere sunt gratuite pentru școli și retribuite cu sume modice la spital sau locat-o societatea Consiliului Local. Cele sume care retribuie participarea în Consiliul de Administrație și revin la a doua parte a întrebării dumneavoastră, sunt niște sume modice. E vorba de, nu știu, până de 500 de lei. Pe an. M-ați întrebat care sunt cele retribuite. Consiliul de administrație a unităților școlare nu sunt retribuite. Consiliul de la spital de administrație este retribuit cu această sumă în jur de 500 de lei pe an. Și Consiliul de administrație de la locatul, care e societatea Consiliul Local, care de asemenea are un quantum, știu eu că era, nu mai știu exact acum, dar era între... Acum e gratuit, nu? Dar era între 30 și 50 de lei pe lună. În opinia edilului șef al Romanului, o muncă, pentru a fi îndeplinită cu responsabilitate, trebuie să fie și remunerată pentru a nu se face la nivelul bunului plac. Că fiecare muncă trebuie plătită. Pentru că o muncă care se face în general, în voluntariat, se face la nivelul bunului plac. Ca la voluntariat, vreau să vin să plantez niște copăcei, vin. Nu vreau să vin, nu poate nimeni să mă sancționeze, decât morala. Iar dacă vin,
poți să plantezi 1, 5 sau 10. Dar dacă plantezi numai 2, nu poate să-mi zică nimeni nimic la o plantat 10. Decât morala. Când vorbim de o activitate de competență în care îți pui în slujbă moralitatea, legalitatea, competența și profesionalismul, acolo cred eu că trebuie să existe pentru motivare și conștientizare și o plată. Pentru că la muncă corectă, făcută responsabil, trebuie să existe și o plată corectă. Primarul municipiului apreciază că nu se impune ca în acest mandat să se constituie o comisie specială care ar trebui să verifice potențialele situații de incompatibilitate care ar putea fi evitate prin cunoașterea legii. Este necesar, în schimb, un demers de schimbare a legislației și compatibilizarea acesteia cu situațiile concrete din societatea românească.